bună ziua. Pe 26 mai se votează la referendum și PSD-ului îi este frică. PSD-ului este frică de acest vot la referendum și face PSD-ul ce știe să facă PSD-ul. Încearcă să boicoteze acest vot la referendum. Vedem cu toții cum activiști, oameni din conducerea PSD-ului, umblă peste tot în țară, pe la județe, pe la primării, pe la conferințe de presă, să explice oamenilor cum că acest referendum n-ar fi important, că n-ar trebui participat, ba chiar se vede că umblă pe la județe și pe la primării ca PSD-iștii de acolo să-i convingă pe oameni nici să nu voteze la referendum. Este jalnică această încercare. Ba mai mult, PSD-ul încearcă și instituțional să boicoteze acest referendum. A dat Dragnea ordin la CNA, la Consiliul Național al Audiovizualului, să ignore referendumul. Referendumul este un scrutin care se ține împreună cu europarlamentarele, dar este altceva. CNA-ul, prima dată din istoria post-decembristă, a refuzat să acorde timp de antenă pentru publicitatea referendumului. Ba mai mult, nici n-au vrut să ia în discuție chestiunea. Și când le-am trimis o solicitare cu un videoclip realizat de administrația prezidențială în care eu încurajez pe român să participe la referendum, atât, nu le sugerez răspunsul, au spus că acest clip este reclamă electorală și să merg eu să mă descurc cu partidele. Au zis ce o brăznicie din partea CNA-ului. Este jalnic. Dar românii nu trebuie să se teamă. Românii nu trebuie să se teamă să meargă la vot, să voteze la referendum și la europarlamentare. Și dacă vor românii să știe de ce vor fi feriți dacă votează, să se uite ce s-a întâmplat în campanie, în țară. La Topoloveni, simpli demonstranți, oameni care nu sunt de acord cu Dragnea și înțeleg foarte bine, au fost pur și simplu arestați pe loc, duși la poliție. Târgoviște, oraș frumos, cetate de scaun, a fost închis orașul, fiindcă PSD-iștii au vrut în liniște să-și facă campania electorală. Dreptul la vot este un drept câștigat de români în decembrie 89 prin sacrificiu suprem. Și vă spun, români, nu irosiți dreptul la vot. Mergeți, votați, nu vă poate lua nimeni acest drept. Nu vă temeți, fiindcă dreptul la vot este al vostru și pe 26 mai puterea este la voi. Mergeți și decideți. Nu lăsați pe alții, nu lăsați PSD-ul să decidă în locul vostru. Pe 26 mai, la vot! Ce se va întâmpla, domnule președinte, dacă acest referendum nu va atinge pragul de prezență de 30%? Cine va deconta acest eșec? Asta vom vedea. Ce rezultat vom avea și atunci vom discuta. Este o întrebare pe care să o păstrăm pentru după referendum. Domnule, eu deocamdată cred că referendumul va fi validat. Ați enumerat câteva acțiuni de anticampanie pentru referendum ale celor de la PSD și totuși oficial Viorica Dăncilă spune că va merge, domnul Dragnea spune că va merge. Cum vă explicați declarațiile acestea oficiale în condițiile în care îl vedem pe Nicolae Bădălău făcând anticampanie? Da, este tipicul PSD-ului de a lucra pe
cu dublă măsură, cu un mesaj pe de o parte ca să pară democrați, pe de cealaltă parte, prin spate, umble să-i descurajeze pe români. Ne-am obișnuit. Pe de o parte, unii dintre cei menționați merg la Bruxelles și se laudă că sunt pro-europeni. Pe de altă parte, în campania pentru europarlamentare, arată că Uniunea Europeană nu este pentru noi, că nu-i bine cu ei. Deci tot felul de acțiuni duplicitare ale PSD-ului și aceasta de descurajare a unui referendum este cea mai jalnică. De unde aveți informații că PSD încearcă să... Vreți să spuneți că premierul Viorica Dăncilă minte când afirmă că va merge și va vota la acest referendum? Nu văd de unde ați trage această concluzie. Este ciudată. Spuneați că socială democrația un limbaj duplicitar. Viorica Dăncilă a spus clar că va merge și va vota la referendum. Cum vedeți această poziție a premierului în comparație cu pozițiile exprimate de colegii domniei sale de partid? Mă bucură că sunt pesediști care se trezesc și își dau seama că această conducere a lui Dragnea este toxică până și pentru PSD. Domnule președinte, duminică seara, Liviu Dragnea va anunța candidatul PSD la prezidențiale exact cu o seară înainte de a primi sentința finală. Considerați acest anunț o formă de presiune la adresa justiției? Nu cred că se va anunța mare brânză duminică seara, decât că au pierdut alegerile. Cu cine vă simțiți mai confortabil într-o cursă pentru prezidențiale? Cu domnul Dragnea sau domnul Tăricianu? Cel mai confortabil mă simt împreună cu românii într-o cursă prezidențială. Dar cum vedeți o competiție electorală cu Liviu Dragnea în condițiile în care el vă acuză că dumneavoastră orchestrați statul paralel, dumneavoastră îl acuzați pe el că și-a subordonat justiția din țara noastră? Da, acum ce să zic, atâta ne mai lipsește ca un infractor condamnat pentru fraude la referendum să fie candidat la președinție. Domnul președinte, vorbeați despre o serie de acțiuni pe care le-ar face socialdemocrații în județe ca să boicoteze acest referendum. De unde aveți toate aceste informații cu privire la demersurile socialdemocraților? Din surse publice. Vreau să vă întreb dacă nu considerați că s-a făcut suficient reclamă referendumului în condițiile în care se vorbește despre justiție și despre aceste teme din referendum de foarte mult timp. Eu cred că niciodată nu se face prea multă reclamă pentru participarea la vot. Am văzut în ultimii ani că participarea la orice fel de scrutin nu este cea mai bună. Vedem în Europa că sunt țări cu democrații poate mai consolidate decât democrația noastră, unde participă peste 70-80% dintre votanți la scrutin. Și mi-aș dori tare mult ca și românii să-și dorească să exercite acest drept fundamental de a vota. De campania pe care au făcut-o partidele din opoziție pentru acest referendum convocat de dumneavoastră, sunteți mulțumit de cum s-au implicat? Da, lumea s-a implicat. Fiecare cum a înțeles și cum a știut. Cum înțelegeți această atitudine a premierului Dăncilă de a insista cu o remaniere simplă, nu trecută prin Parlament, în opoziție cu poziția șefului său de partid? În privința remanierii, abordarea premierului mi se pare cea corectă. Dar asta, ai discutat cu premierul Viorica Dăncilă după ce i-a trimis acea motivare cu privire la cele trei propuneri de miniștri pe care le-ați respins? Nu, de atunci n-am mai discutat. În privința ambasadorului Maier, v-ați hotărât? Asta este o chestiune care se va discuta după alegeri. Acum avem cu totul și cu totul alte probleme. De activitatea Anei Bircea în fruntea ministerului. De activitatea Anei Bircea în fruntea Ministerului Justiției. Sunteți mulțumit? O vedeți ca pe o variantă de propunere din partea premierului pentru și după ce se încheie acest interimat? Nu cred că se obișnuiește să se evalueze miniștrii interimari. Iar despre nominalizări, cred că mai bine întrebați un pic la PSD. De cum a gestionat aducerea lui Radu Mazăre în țară, spre exemplu? Despre acest subiect ce părere aveți, dacă a gestionat guvernul bine și cum ați văzut aducerea acestuia în țară? Această acțiune s-a gestionat bine. Domnule președinte, ieri comisarul european pe buget și resurse umane, Günther Oettinger, a spus că în situația în care un stat membru încalcă statul de drept și independența justiției, Comisia Europeană ar putea pe viitor să reducă accesul statului membru respectiv la fondurile europene. Credeți că s-ar putea ajunge la așa ceva? Ar fi România într-o astfel de situație în viitor?
Această chestiune se discută de mult și se va mai discuta multă vreme. Nu există o decizie în instituțiile europene pentru așa ceva. Credeți că rezultatul alegerilor europarlamentare și a referendumului vor genera o altă majoritate parlamentară de săptămâna viitoare? Eu sunt convins că rezultatele de la europarlamentare și referendum vor genera schimbări în spațiul politic românesc. Dar vor influența și sentința lui Liviu Dragnea inclusiv? Credeți că va influența și sentința pe care urmează? Eu nu cred. Eu cred că justiția în România este independentă și își face treaba indiferent de ce se votează sau nu se votează. Eu am toată încrederea că se va vedea în definitiv independența justiției noastre și într-o speță de mare profil politic. La ce schimbări politice vă referați? Partidul Social-Democrat se vorbește inclusiv despre retragerea sprijinului. Nu vă aud bine dacă vorbiți simultan. Vă întrebam la ce schimbări politice anticipează cu aceste alegeri? Mai multe și le vom discuta după alegeri. Domnul președinte, Partidul Social-Democrat se vorbește foarte mult și despre o posibilitate retragerii sprijinului politic pentru Viorica Dăncilă, având în vedere că se opune remanierii prin Parlament. Ați fi dispus să numiți încă un premier de la PSD? Pot să vă spun, chit că acum nu vorbim despre asta, PSD-ul nu va primi încă o nominalizare de la mine. Desperați la o nouă majoritate parlamentară după alegerile europarlamentare, să înțelegem, și la schimbarea guvernului condus de către Viorica Dăncilă. Să înțelegem că alegerile vor schimba spațiul politic românesc. Dacă nu se schimbă majoritatea, veți rămâne pe poziție și nu veți mai nominaliza un alt premier de la PSD? Așa voi rămâne, da. Dacă toate să fie diferențe majore între prezența la alegeri și la referendum? Sincer, nu. Dar PSD-ul pentru asta lucrează și să le fie rușine. Vă mulțumesc tuturor, aștept și pe voi la vot pe 26 mai. Mulțumesc!